sau talentmente am găsit la ziua cu numărul 328 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Cărțile de joc pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi se împlinesc 2 ani de când s-a lansat serialul Wednesday și astăzi am să vă prezint pachetul Bicycle Wednesday. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Pachetul Wednesday. Serialul Wednesday a fost filmat în România și actorul care a jucat Mănuța este Victor Dorobanțu, un magician actor, și am avut multe emoții când am urmărit acest serial. O să apară sezonul 2 în 2025. O avem aici pe Jenna Ortega pe centru, niște pânze pe fundal, bicycle cu gri. Seamănă cu Bicycle Tragic Royalty la aspect așa un pic, mă duce cu gândul. Wednesday Playing Cards și niște dungi mov pe fundal. Pe una dintre margini, The United States Playing Cards Company, Air Cushion Finish, Made in USA. Pe cealaltă parte, MGM, care toate are drepturile de autor pentru elementele grafice. Dedesubt cod de bare, faptul că sunt produse în state, Erlanger, Kentucky. Deasupra avem un sticker, ciudățel cu alb, se vede de cursul lunii. Iar pe spate este designul de pe cărțile de joc, cel mai probabil, dar o să vedem când deschidem pachetul. Are structura de la Bicycle, mă refer la acest cerculeț, acest cerculeț, acest cer cu spițe și îngeri pe fiecare colț, plus elemente de-a lungul conturului. Haideți să deschidem pachetul să vedem cum arată cărțile de joc. Cutia la atingere este fină, exact ca un Bicycle standard. Cărțile de joc sunt negre pe față cu alb. Avem Joker, prima carte, simbolul de la Joker de la Bicycle Standard. Aici imagine cu un Joker, îl avem și pe al doilea. Foarte mișto grafica. Și cărțile de joc, cărțile negre sunt cu mov. O avem din nou pe Wednesday pe centru, cu mânuța pe colț. Pe fundal, pe centru, se văd acele linii. Și câte un simbol pe cărțile impare, aparent. Pe Picture Cards avem mânuța. Doamna directoare, Wednesday, avem și cărțile roșii, Subdescrimă, Păienjeni, pe cele de romb aparent par un pic mai aleatoriu date, colegi de la școală, din nou Wednesday când lansează. Aceasta este Wednesday din primul, din familia Adams, din cele vechi. Ea este actrița. Avem și cărțile de treflă. Îmi plac foarte mult culorile. Din nou, Wednesday. Prietena sa cea mai bună. Ok, și restul cărților de joc. Îmi place foarte mult grafica de pe cărți. Avem 4 jokeri, aparent. Wow! Vurculac, Wednesday. Foarte mișto. O să pun cei 4 jokeri deoparte. Și haide să începem cu un evantai pe față. Merge foarte, foarte bine pentru evantaie. A ieșit perfect. Hai să vedem și pe spate. Design de pe cutie, doar că avem negru cu alb, sau de fapt este un gri, nu este un alb. Așa se vede la spread-uri. Mi se par foarte mari marginile cu negru și se vor vedea bine doar la evantaiele cu o singură mână. Dar hai să vedem și la evantaiul simplu pe spate. E aproape un pachet negru, se mai vede pe aici pe acolo câte o mică fărâmitură de margine. Hai să vedem și levantele cu o singură mână. Vedem pe dreapta. O, dar ce interesant alunecă. Nici nu mi se pare că are air cushion finish. Super tare. Hai să facem și evantaiul dublu. Foarte, foarte bine alunecă pentru evantaie. Sper să nu zbare dintre mâini pentru că îl simt că alunecă. Dar se vede foarte bine împrăștiat. Cărțile zgârie pe margini, se simte cartonul acela decupat, să vedem la dribble, neașteptat de bine, în comparație de cum se simte pe margine, o să dau nota 9.50 pentru dribble, să le vedem și la springuri, super bune, îmi place, nota 9.50 pentru springuri, se despar super bine și stau foarte, foarte bine aliniate atunci când faci springurile. Să le vedem cum arată și la un display.
Superbe. Să facem și un cut cu ele. Foarte, foarte bun controlul. Zic de la început deja controlul că e bun după cum apuc la Pandora, pentru că nu toate pachetele sunt potrivite pentru Pandora, poate. Și de când încep acest cut de aici, deja am testat colțul cum intră aici și deja am testat cum anunică această carte și deja am testat încă un lucru aici când o prind, simt dacă alunecă sau nu. De asta de obicei dau feedback-ul imediat că sunt bune la cardistry. Să le vedem și la aruncări. Wow, dacă a zburat, mai dau încă o dată, nu mai așteptam să zbură atât de putare. Mai facem încă una. Controlul foarte bun după ce dai câteva. Spinul foarte bun, o să dau nota 10 pentru aruncări. Și un power spread. Wow, nota 10, 9.50, hai să dăm pentru power, s-a dus perfect. Aici jos s-a întrerupt din cauza că am dus eu mâna în față, dar se simte că se duce foarte bine împrăștiat pachetul. Mi-a plăcut. Un pachet pentru cardistry și de colecție, cu siguranță pentru pasionații de Wednesday, de familia Adams, cu siguranță recomand acest pachet. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Dana Hânțoiu 3808 pe rândul 11, coloana 16. Haideți cu repezit. Rândul 15, 14, 13, 12, 11 și coloana 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Opa, nu prea asta. Trebuie să dau un pic câși. Să dau un pic pe spate, nu prea vrea. O să-l așez mai târziu. O să iau niște hârtie. Hai să, dacă merge cu niște hârtie pus aici un pic. Hai că acum asta. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi. Lasă un comentariu și spune-mi ce părere ai tu despre aceste cărți și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!